Recolta de grâu din Europa prezintă un declin considerabil în anul curent, în special în Franța și Germania. Calitatea acestuia este de asemenea mai scăzută datorită conținutului mai mic de proteine. Totuși, grâul este disponibil foarte ieftin în porturile Mării Negre, dar comercianții nu aleg să cumpere mărfuri europene, transmite agrointel.ro. În Germania și Franța, ploile excesive au afectat grav culturile de iarnă, dar și perspectivele pentru recoltele de vară. Asociația producătorilor de grâu și cereale din Franța estimează o pierdere de 10 milioane de tone de grâu în comparație cu media multianuală. De asemenea, potrivit Consiliului Internațional pentru Cereale, recolta de cereale din Germania ar putea fi cu 6% mai mică ca anul trecut. Piața internațională pune presiune asupra prețurilor, întrucât oferta de pe piața mondială este foarte mare. America de Nord și Rusia se așteaptă la randamente bune. Grâul de iarnă va fi în curând recoltat complet în Statele Unite ale Americii. Departamentul Agriculturii din SUA evaluează în prezent 77% din grâul de primăvară ca fiind foarte bun spre bun. Prețul grâului în portul Constanța a încheiat săptămâna la un nivel de circa 215 dolari per tonă, preț cu tendința de creștere la finalul lunii iulie.